Mai multe loturi de legume au fost nimicite, iar altele încă urmează să fie distruse după ce s-a depistat un conținut depășit de plumb în ele. Descoperirea a fost făcută după ce la ANSA au parvenit mai multe semnale privind legumele cultivate în apropierea albiei râului Bâc în zona administrativă a raionului Ane-Ninoi. Inspectorii agenției au efectuat prelevări pentru a stabili inofensivitatea legumelor. În total au fost prelevate 15 probe. În urma analizelor de laborator s-a constatat că 3 probe de ardei, o probă de sfeclă și una de ceapă nu corespund cerințelor normative, fiind depistat un conținut depășit de plumb. Conform deciziei agenției, loturile neconforme trebuie să fie nimicite de către proprietari sub supravegherea autorităților. Astfel, în total au fost nimicite 2 loturi de ardei cultivate pe 2 hectare fiecare și un lot de ardei de pe o suprafață de 3,5 hectare. Urmează să fie nimicit un lot de ceapă de pe 3 hectare și un lot de sfeclă roșie cultivat pe 0,95 de hectare. Loturile care urmează a fi nimicite sunt sub supravegherea agenției și Inspectoratului General de Poliție. ANSA atenționează că la procurarea fructelor și legumelor în stare proaspătă, consumatorii sunt în drept să solicite de la comercianți acte ce atestă proveniența și inofensivitatea lor și să acorde o atenție deosebită calității produselor procurate.